Ce ții tu, mânuță, tati? Nimica. Ce-i ăsta? Doar mă scuturam, nu. Vezi ce crețulenie? Da, așa am zis și eu noaptea nunții. De-aia am făcut o modificare. Ce-i mă asta? E om de zăpadă, tati, însă tot mai trebuie să-i fac o Mie că am modificare. intrat părul în ochi. Păi e crețuleană. Uite ce modificare i-am făcut. I-am pus mânuțe că nu avea. Și aici la guriță. Însă mai trebuie să aduc arcul ăla de cerc mai aproape. Uite, vezi că trebuie să fie la 3 pătrățele distanță de botic. Dacă l-aș pune invers, Așa. ar fi în două biluțe și cu chestia asta deasupra lor. Uite cum arată. Două biluțe. Sunt două biluțe Așa, da. și o chestie care stă așa, vezi? Da. Și stai că, uite, mai avem pe ăsta aici. Ia, ia, pune-l și pe ăsta la vedere. Ce mă asta? Ce girafa asta aici? Ia, uite. A crescut turnulețul. E ren, mă, tati, de Crăciun. Că vin sărbătorile. Uite, vezi că are căciuliță de Crăciun. De Crăciunel. Însă am greșit eu o chestie la el, la corp, dar a ieșit bine până la urmă, că a ieșit prea jos corpul. Vezi? Și are d-ăștia. Cum le zice, mă? Care atârnă, cum le zice? Păi nu știu ce sunt astea. La care atârnă la animale, nu știu cum le zice. Spun după aia ce atârnă de la animale. De exemplu, la vacă îi atârnă ugerul. Nu, mă, nu, la renă, îi atârnă ochii. Îi atârnă și la ren ceva, dar nu pot să zic acum ce îi atârnă. Clopoțel, mă, clopoței. Da. Uite, bă, ce prieteni buni sunt ei, vezi? Adică ăsta e semnul că vin sărbătorile, vin sărbătorile dacă a apărut omul de zăpadă. Ia, uite ce iubire mare! Și ăsta nu se topește niciodată, omul de zăpadă. Sărbătorile, iată, au venit, cu cofeină v-am otrăvit. Umpleți-vă sângele de cofeină cu Coca-Cola. Coca-Cola vă urează. Sărbători fără somn, Coca-Cola vă urează. Că nu pot să mai dorm din cauza cofeinei, știi? Da, și nu știi dacă mai scapi dacă bei cofeină, adică bei Crăciunul ăsta, dar nu știi dacă mai prinzi Crăciunul următor. De. Uite ce drăguț sunt, vezi? O să-i mai fac o biluță la ăsta micu. Ca așa ai zis, nu? Că Da, nu neapărat. Poți să-l lași așa. poți să-l lași așa, nu-i urât? Nu-i urât. Ce grăsanie. Păi ca mine așa, are o burtică dolofănică așa ea. Ce chestia asta albă de pe fesuleț sau ce să-i zic, ce este? E o floricică, un fel de floricică. Iar e căciulă cu asta, da, cum avea o ea odată cu... Uite, și ăsta are un moțuleț astrahan sau cum îi zice, nu? Habar n-am. Vedea că seamănă un pic cu o pălărie regală sau ceva. Care, căciulița renului? Da, cred că de ăștia. Nu știu cum se numește la noi împărați. Aia din România. Împărații, da. Așa se numește și împărați? Da, Parcă regi, regi. ei aveau Regi, da. niște căciulițe așa mai flocoase, mai... Păi ăsta este ren ăsta de vedet, da, și de vedetă, da, cum îi zice, e de viță nobilă. Ia uite. Vă care și pojar. Luce de bube are peste tot. Da. Vreau să mai fac unul, dar cu corpul alungit, așa ca lumea, cam
Asta, uite cum i-a ieșit corpul. Că mai am alb. Am alb o grămadă. Da. Miau. Mac, mac. Unul are botul roșu și unul are... Pe unul îl cheamă Ren Botul Roșu. Ăsta băut un pic, a fost la pion, Da? Sau, mă rog, la un restaurant, nu? da, Și-a băut. la Marilo undeva. Așa, da. Astea sunt prin București. Unde-i băut, mă, nenorocitule? Vie acasă beat. Nici el nu mai știe. Asta e nevastă, să e mai mică și grasă, vezi? Da, vezi, și A ea. venit bețivul acasă. Și ea n-are nas roșu. De. Păi așa ți se face nasul dacă bei prea mult. Ți se înroșește nasul. Da. Îmi iau. Dacă bei alcool, mă Uite, are refer. și urechiuși. Da, are. Da. Ți se par prea groase astea. Coatnele? E. Da, nici nu arată coatne. Să nu am cu două ouă astea. Nu știu dacă s-ar potrivi. Uite, vezi două ouțe și Așa. o chestie care atârnă între ele. Da. E tare, nu? Cam îndepărtate ouățele astea de în sfârșit. Păi a trebuit să-i pun și pălăriuța în mijloc. Uite, vezi cam așa ceva. Da. Păi, și iată, a ieșit jucărica. Îmi iau. Da, sunt haioase, mie îmi plac. Fetița. Oare cum ar arăta omulețul ăsta dacă i-aș mai face un biloi? Ca ai zis să mai fac un biloi la el. Hop, un biloi. A, ai putea să mai faci. Da. Și asta să fie aici doar până la nivelul. Da. Ca să se mai înalțe o leacă. Da, și asta ar fi burta până aici. De aici încolo să vină mobil așa și o să fie ca picioarele cum ar fi. Da, corect, da. O rochie mai mult, că nu Da. seamănă la picioare. Așa ar fi cât asta. Dacă mai mobil aici. Da, nu e o idee rea că aș putea să mă apuc să-i fac. Mai am pe la mare, omul de zăpadă la mare, cu căciuliță verde, care vreau să-i fac și lui ăla mânuțe adecvat corpului, adică vezi că și aici am crescut mânuțele ca să fie o potrivire așa între corp și Acum parcă are o cupă în mână. nici da. Da, seamnă că o cupă, vezi? Ce tare. Chiar că Uite, ca la jocuri, a câștigat o chestie, a apărut o cupă deasupra capului. da. Este în echipa câștigătoare. Da. E interesant, pardon, mi-ați văzut degețelul pe cameră. Interesant câte ce lucruri haioase pot ieși dintr-o ață, nu? Da. Măcar astea sunt mai simpatice. Spre deosebire de păpușile de groază pe care le-ai făcut mai la început. Păi, dar nu știam mă, să Îmi fac. place găozul cum l-ai făcut. Arată ca o spiră, Păi, așa. de acolo se începe. De la găoz se începe? Da, corpul. Deci totul începe de la găoz, nu? Da. Adică ca să faci găozul, trebuie să faci cercul magic ca să pornești găozul. Tot de aici începe, dintre picioare, nu? Da. Acolo e găozul. Nu, păi mă, într-un domeniu, păi ce tu știai să faci programare la 3 ani, 4 ani? Nu știa în ce sala calculatoare. Păi vezi, de asta că într-un domeniu trebuie să ai experiență. Ți-au dat lacrimile. Încă scade câteva ori. A. Și acum Renu vă spune bye-bye. Și omul de Se zăpadă? duce să mai bea încă un pahar de vin. Renu? Da.
Și omul de zăpadă? Bă, să nu bei că te topești, mă. Nu-i simțit, că nu mai bea. Că ți se înroșește tot corpul. De. Și așa văd că ai nasul roșu. Da, n-ar trebui promovată băutura asta, asta mă, tati. Asta e nevastă, să. Nu e bună. Băutura aduce numai necazuri, să știi. Cine bea, numai necazuri sunt de la băutura asta. Ar trebui scoasă de tot din magazine. Da. Nu? Vorbesc serios. Au încercat americanii să facă asta și pe aia se vindea la negru. Da, nu, bă, nu e bună, nu, numai necazuri aduce. Așa e accesibilă, oricine o poate lua. Mm-hmm. Da. Mai să scoate mai întâi țigările, care sunt mai periculoase. Da, și băutura. Poate să înceapă cu alea. Și, da, nu sunt bune nici alea la plămâni. Vai mama lor de plămâni. Nu sunt bune. Și băutura, ficatul, atacă ficatul. Mai știi, întâi țigările și câinii să-i scoată afară. Și da. Să fie ilegal să ai câine în, în locuri unde locuiesc oameni. Unde locuiesc oameni, în orice căuta câinii. Câinii în curte. În pădure, nici în curte, că tot... Decât dacă locuiești în pădure, acolo, da. Da. Nu trebuie să fie deloc. Da, păi ar trebui scos și țigările. În junglă undeva, unde sunt spații din astea, cum se numesc astea, sălbatice. Deci în locuri sălbatice, acolo trebuie să fie. Nu în locurile unde umblă oameni. Țigările sunt și scumpe și pe banii tăi te îmbolnăvești, nu? E, nu, decât să se îmbolnăvească, problema e că îi îmbolnăvești și pe ceilalți din jur. Asta e, că și... Ei n-au decât să se sinucidă dacă asta vor. Da, da, și cei din jur trag aerul ăla. Un fumător de la împuțit, când fumează, de fapt, îmbolnăvește și pe aia din jurul lui. Corect, corect. Băi da, taică mi era cu țigările de la 17 ani. A fumat și nu, a făcut greșeala vieții lui. Ce să facem? Asta e. Uite, vezi? De asta zic că băutura și țigările... Nu fi el bea, dar tot romantic e, uite. Da. Băutura și țigările ar trebui scoase, că sunt dăunătoare. De căruțu, dar de fapt asta ar fi spinarea. Da. Așa în poziția asta. Da, vezi, păi de-aia zic să fac corpul drept ca să poată să stea ăsta. A, și mai e și măgărușul ăla care l-am făcut eu mai nou. Și la ăla e și corpul drept. Da, doamna Mistor? Da. Am fost pe afară, prin oraș și de-aia. Nu te mai duce. Păi, mâine nu mă duc. Mai rău, vii cu virul și noi după acolo. Mm-hmm. Uite că stă singur. Da, ei găsit-o... A, ce tare! Uite, asta de la sfârșit o să fie poză de clip. Hai că vă zic bye-bye ca să fac poză la clipul ăsta, ok? Bye! Îmi iau.